această seară. Bobby Dumitraș! Bobby! Rămâna România! Scriești mări! Uite-mă! Eu sunt Bobby Dumitraș din Dorohoid. Băi, mersi pentru invitație, mereu am emoții aici. Hai să distrăm puțin pe Maria sa publicul. În seara asta vreau să vă povestesc câte ceva din culisele vieții interlope din Dorohoi. Eu cunosc viața asta, fiindcă la un moment dat am făcut parte din lumea interlop. Eu am fost cândva un foarte mult și respectat interlop. Nu mă crezi? Atenție, clasă, totul a început în ziua în care eu în Dorohoi am dat cu camătă 6 lei. Băi, respect munca mea de interlop, te rog frumos, dă-ți o palmă. Atenție, Delia, eu mergeam prin Dorohoi. Apare un bețivan și începi să-mi pupi mâna. Zice, wow! Dom Bobione! Capo di tutti frutti! Că tu e salvarea orașului nostru, ce ne facem fără tine? Dăm 6 lei când în 2 săptămâni îți dau 7,50 lei înapoi cu camătă. Zic, cu ce, băi? Oameni buni! Nu-i suma în sine, e faptul că cu 6 lei reușești în țara asta să pășești într-o nouă elită socială. Interlopeala. Eu cu 6 lei, efectiv, mă pe 16 ani de școală altora. Tu știi cum mergeam prin Dorohoi așa? În Dorohoi ăsta se cheamă mersul de viceprimar. Știi? Mersul ăla când ai voință, n-ai putință. Că din 3 neamuri te votează unul. Și ce mișto, eu eram Dom Bobione, dar băi, când ești cineva în orașul tău, lumea îți respectă și familia. Lui taică-mi îi spuneam Don Tăticone. Lui maică-mi îi spuneau Don Mămicone. Eram cineva. Evident că nu mi-au dat bani înapoi, că n-ai de unde să plătești 6 lei înapoi în Dorohoi dacă ești bețivan. Și ce am făcut? M-am dus la el. Mihai, atât de nervos eram, încât am început să plâng. Zic, te rog frumos, dăm bani înapoi ăsta, nu? Trebuie să te împui. M-am dus și m-am interesat. Avem cămătari în sală? Cineva a dat alocația cu camătă? Băi, m-am interesat și am aflat când un prost nu-ți plătește, tu ca și cămătar trebuie să-i provoci o durere. Un amic din Vaslui îmi spunea că trebuie să-i bagi în spital familia lui și în 3 familii random. Dar de unde știi tu, mă, cuvântul ăsta, random? Atenție, dacă dați bani cu camătă, vă învață Dom Bobione, prostului care nu plătește trebuie să-i provoci o durere la deget, îi să tai degetul de undeva, dar ai mare grijă, că pentru fiecare sumă într-un oraș este un loc anume de unde îi tai degetul. Nu poți să te faci de râs față de alți cămătari care ai stricat degetul omului. Plus că prostul trebuie să rămână cu loc și pentru alte datorii. E, asta nu știam, eu știu ce am făcut, m-am dus la unul mai deștept ca mine. Îl chema Melu Cartoforu. Ăsta-i fost mare alt interlop din Dorohoi, dar Melu era dur. Deci dacă îți dădea 2 cartofi, îți dădea înapoi 4, dar la culoare, fraiere. Nu ți-am dat alb și îmi dai roz, ăsta îți spărgea cămara, înțelegeți? Lua și un chel de ulei camătă. Băi, și m-am dus la el în audiență, știi? I-am pupat mâna, mi-o pupat mâna, i-am pupat mâna, mi-o pupat mâna. Dom Bobione, Dom Melone, Dom Bobione, Dom Melone, Dom Bobione, Dom Melone. Știu că pare ceva, dar nu-i ce pare. Este doar un cod al onoarei între cămătari care se respectă în Dorohoi. Și începe asta să mă întrebe. Dom Bobione, dar care-i problema ta? Te văd un pic stresat, zic, cum e, Dom Melone? Dacă ăsta nu-mi plătești, învață-mă, te rog frumos, de unde să tai deget? Păi la noi e simplu, mă, în Dorohoi pentru 10 lei să tai degetul de aici, pentru 20 să tai de aici, pentru 30 să tai de aici. Uite, de asta 40 n-avem cui da. Deci, cât ai dat? 6 lei. Ah. Băi, pentru 6 lei în Dorohoi cred că ai voie să-i tai unghia, zici. Băi, nu râde, nu m-am dus eu acasă și am luat lui mama unghiera și pila de unghi, Delea, o știi pe aia cu mânerul alb care dă până la os? Și am intrat peste el în casă, i-am zis... Să rămână, doamnă, dacă îi dați voi băiatului să iasă un pic să ne jucăm, Dom Bobione, sunt un prieten. L-am luat în parc, pe bancă, i-am zis, dă mânuța încoace. Vină încoace, America, it's payday, it's payday. Tu nu știu dacă știi, dacă îl strângi pe fraier de aici, ridică degetul fără să vrea, e un reflex. Băi, atât de tare se temea, așa-i făcea degetul, așa-i făcea.
Băi, când au văzut unghiera o leșnat, o trebuie să cumpăr eu cola din banii mei să trezesc. Zic, nu, că vreau să mă vezi când te torturez. Și am început. Clan, 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 cu pila. Na, fraierii, nu-mi plăti. Băi, arăta impecabil unghia prostului, mă. Dacă te uiteai la celelalte patru, lungi, rupti, pline de lut, încolțea ceapa sub unghia lui. Eu încă nervos, zic, nu rămâne așa, fraiere. Un, doi, trei, pa, șase ori pa. Zic, îți mai dai eu 24 de lei? Dar te rog, lasă-mă să le fac pe toate. Vă dați seama, cariera mea de cămătar s-a terminat atunci. Domn Tăticone spune, băi, nu, tu trebuie să faci bani în viața asta, și îmi spune că viitorul este în agricultură. Și mă apuc de agricultură intensivă, mi-a dat el din grădina lui 10 metri pătrați. Așa, 5x2. Am cumpărat 10 răsaduri de roșii, le-am pus la laser, așa că fugea mâța după ele. Și zice, stai, drepti, știi cum stăteau drepti ca soldatul la discursul lui Iohannis. M-am dus, am făcut 10 araci din salcâm, i-am bătut. Le-am udat zilnic, le-am cântat Nebun de Alb, le-am dat cu îngrășământ. S-au uscat. Dar aracii s-au prins toți. Băi, aveam cea mai mică pădure de salcâm din Dorohoi, 10 metri pătrați. Am scâmbat picioarele, o tai. Oameni buni, 10 metri pătrați pădurea, 1000 de metri pătrați erau activiști pentru mediul la poartă. Nu tăia copacii! Primarul vine la mine, băi, dar fauna ai în ea? E mâța vecinului care mai trece un euro după caută laserul. No. Rezervație naturală face. Mi-am cumpărat 3 iepuri, un câine care seamănă vag cu lupul. La vecinul meu are o blană de urs care merge la colindat, știi? Iar. Și am băgat acolo, când vin turiști. Acum, în rezervația mea naturală, stau 3 iepuri, un câine care seamănă vag cu lupul și urs, așa, într-altă. Și în pădurea ta. Știți că în ziua de azi nu se mai teme lumea de urs? Voi ați văzut cum vine tata, mama și copilul, văd ursul. Hai, fac selfie cu copchilul. Ei, nu vreți să știți cum s-o piel de frică turistul care într-o zi a trecut pe lângă pădurea mea și a ieșit ursul și a zis, boss, nu-ți spăra, ai o țigară? Mi-am cumpărat televizor. Știu că la voi nu e mare lucru, în Dorohoi fost știri. Băi, vuiau tabloidele, întrebau, domn Bobione, televizor, da, color? Deci poate-ți dau una în bot. Băi, și la televizorul ăsta era o reclamă, eu n-am înțeles nimic din ea, bunica o dat în depresie. Era așa, la început, camera lua vederi căzut într-o chiuvetă, se ridică puțin camera, chiuveta albă, imaculată, total, Photoshop clar. Nu există chiuvetă perfect albă. Și în secunda doi se aude, toing. Și apare o flegmuță cu puțin sânge. Și scrie acolo, bla, 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 parodontoză. Băi, this is Moldova, nu spune nimic, asta reclamă la parodontoză. Asta e o nevastă din Vaslui care a vorbit în timpul meciului. Dovada peste 3 secunde. Toing, și apare și dintele. Bunic mea în depresie, de ce? Aici în dreapta se uita, spunea, vă-le-o dintele. Zic, mamaie, dacă îmi dau ăștia 2000 de euro, îmi scoate-o de dinți cu patentul și facem reclamă. Zic, da, mamă, dar dacă era ultimul, avem 32 de dinți în gură, de primii 31 doar în... La cât timp este ultimul? Cât timp, dacă stai așa gura deschisă spre nord și bate vântul din spre nord, ceva șuieră. La intrarea în gură, eu nu sunt știrb, fraiere. Dacă ai rămas cu ultimul, bați cu ciocanul în fiecare zi. Du-te înapoi, e în creier acolo. Mulțumesc frumos, ai umor. Ne vedem cu bine. Acum că ne-am mai liniștit după ce... Ai comedie fără pauză. Și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!